Bine v-am regăsit la o ediție specială a Cube Arena. Este specială pentru că avem un om special, este la noi în studio. Avem un eveniment special despre care vom vorbi. Este doamna Victoria Coceaș, actriță la Teatrul Notara și este director al Festivalului de Film Central European. Uh, aflat la a 10-a ediție, a 10 -a ediție de la și la 4 a 4 în Timișoara. Și a 4 -a prezență în Timișoara, cu mare bucurie. Vă mulțumim că ați revenit la Timișoara și că ați revenit la noi da. și în condiții speciale. Da. Uh, greu anul ăsta. Foarte greu anul ăsta, nici n-am știut... În aprilie, mai, iunie, nici nu credeam că mai putem face ceva, dar am vrut neapărat să venim înapoi în Timișoara, să fim prezenți și anul ăsta în conștiința spectatorilor, a telespectatorilor, cu acest eveniment cultural foarte frumos. Dacă ar fi să vorbim un pic despre să facem o trecere în parcursul celor 10 ani da. și să ajungem până în momentul ăsta. Uh, un parcurs frumos, și asta înseamnă trecerea anilor, să parcurgi toate etapele și să ai astfel de amintiri. cum Va, va fi o amintire și 2020, da. despre care vom vorbi la anul frumos și în alte condiții. Da. Uh, cum a început? Lucrurile se schimbă foarte repede. În, în păi, această chiar și perioadă. festivalul a, și -a, schimbat a schimbat orașele, mult, a da. schimbat și-a schimbat un pic structura. Structura, bineînțeles. El a început în 2011 la Mediaș. Și pe urmă a avut retrospective în București, a început sub egida lui Radu Gabrea, atunci conceptul lui a fost să facă un festival, a fost un vis al lui și pe care l-am plinit și eu încerc să-l duc mai departe. Deci regizorul Radu Gabriel și-a dorit să facă un festival un de festival film. central festival central european Central european ca să, cum să spun să reconfirme și nu neapărat să reconfirme ci să, să sublinieze drept. apartenența noastră la spațiul central european la spațiul cultural central european Era o contrapundere la tot ce însemna excesul de ex occidentalizare de, de vest uh, uh, excesiv Da, excesiv și, și ci și de orientalizare prin balcanism. Da. Deci zona de Balcani și da, da, așa da, mai da, departe da. Și, și excesul de vest. ci deci E un spațiu cultural central european. Și bine definit. Pe care el l-a gândit, definit și prin, printr-un spațiu care a avut cândva o limbă comună, limba Idiș. Într-un fel, Pentru că în zona asta de central european a fost legat, într-un fel, prin limba Idiș a evreilor care circulau în tot acest spațiu, de la Polonia până în Austria, Germania, Cehia, Ungaria, România, un spațiu fostul fostu imperiu. Nu, nu, asta, asta a fost gândul lui Radu Gabre atunci când a pornit festivalul. Uh, și uh, partea de jos și Serbia și Bulgaria și Grecia au apărut în momentul în care am venit în Timișoara. Deci uh, tot acest spațiu cultural foarte, de foarte fact, bogat. S-a îmbogățit. Da. Și am... cu partea de est, Corect. Uh, uh, central și est european. Uh, Sudeste sud european. Sud-est european. Da, da. Uh, și ca și răspuns al, uh, al celor din uh, pe care i-ați cooptat de-a lungul timpului. De-a lungul cum timpului a fost, a fost foarte multă lume care, care s-a raliat acestui proiect. Uh, Țin minte că la prima ediție, cred că am avut peste 70 de invitați, wow. invitați și din lume în general, mai ales că focusul primul focus în afară de spațiul central european care con conținea competiția și. Uh, uh, cu filmele centrale europene selecția și, și... Uh, conținea și un focus pe un anumit regizor pe care l-ar legea, era selecția președintelui Radu Gabrea pe vremea aceea, era președintele festivalului și el făcea o selecție personală uh, din mari regizori importanți ai lumii și făcea un focus cu mai multe filme ale regizorului respectiv, plus că aveam un focus pe o anumită țară din, ac din afara acestui spațiu, în primul an a fost Israelul, țin minte, tocmai din cauza limbii idiș. Și idei de la care s-a da, pornit. De la care au pornit gândul ăsta. Să nu uităm că ăsta a fost și spațiul austro-ungar, da, imperiu. Corect. corect, nu? corect. Ăsta, da, central-european. Central deci, așa a pornit ideea festivalului. Și a crescut festivalul a crescut în fiecare an, retrospectivele la București le-am avut în primii ani până când am venit în Timișoara, după dispariția lui Radu Gabrea. Am venit în Timișoara, dar el a fost inițiatorul venirii în Timișoara. Deci -a dorit. el a declanșat această colaborare cu Timișoara. A vorbit aici cu oameni care să îl ajute să aducem festivalul aici. El și-a păstrat Festivalul, uh, ideea de central european și de spațiu, sigur mediașul era în mijlocul Transilvaniei, Timișoara este puțin central sud-est uh, și atunci am spus că am mai introdus un, un spațiu ca invitați Ceea pentru ce film. Ceea ce este și firesc, ca da. un festival să crească uh, cu atât mai mult cu cât uh, diversitatea este cea care atrage și exact, adresabilitatea exact. publicului și interesul pentru, pentru, partea de cultură. De fapt, festivalul uh, în sine își dorește să promoveze uh, Arta, da, să promoveze filmul, filmul și pentru inițiativele, că e un festival de film. Și în acest moment avem filme cât se poate de noi. Din păcate, în acest an de pandemie, nu am putut face competiția pentru că nu am putut intra în săli ca să putem avea proiecții în cursul zilei. Avem numai proiecții de seară, deci numai secțiunea panorama s-a păstrat iar selecția se face foarte complicat pentru că el este și un festival tematic. În fiecare an avem o altă temă și în general filmele invitate sunt legate într-un fel sau altul de tema festivalului. O să vorbim că seara trecută a seara a fost lansarea uh... Oficială a festivalului, a festivalului da. de film central european de la Timișoara. Se numește, uh, poate numele anul acesta, Utopii. Uh, da. Putem să adăugăm, așa, cu uh, o pauză de și distopii. Da. <laughs> uh, se vor regăsi aceste două teme, în, inclusiv în uh, filmele. În filmele aceste selecționate în care, acest an. Da, pentru că doamna Coceaș vorbea despre ideea și despre tema uh, festivalului. Aceasta este. O să-l rog pe, pe Daniel, uh, pe colegul meu, de, uh, pe regidorul de emisie, să ne, să ne ofere și câteva imagini uh, și o să putem să vorbim da. pe, pe uh, fundal uh, despre ce, cum a fost aseară da. uh, și de ce utopii. Utopii, încă din 2019 ne-am gândit la tema pe care vrem să o abordăm în 2020. Nu a fost ceva de moment, deci ne-am gândit la utopii și, bineînțeles, orice utopie conține și o distopie. Și, <laughs> uh, și nu e rău să fie tema asta în anul acest ăsta. an special. Uh, în martie ne-am dat seama că e un an și mai special decât credeam, Da, corect. Și, și s-a potrivit foarte bine tema. Selecția a fost greu de făcut, dar am găsit am atât de multe. Trebuie să spunem că lansarea oficială s-a desfășurat în curtea garnizoanei din piața libertății din Timișoara. Da a fost o tentativă de a îndepărta publicul o ploicică că așa a început scurtă, cu o ploaie scurtă dar, dar s-a de bun augur pentru că da. mai târziu trebuie să spunem că distanțarea și toate normele sanitare fiind respectate sau o, sunt mai puține locuri, mult mai puține decât ar fi încăput da. acolo deci vorbim despre că oamenii și au ocupat locurile da, da, a fost da. destul de multe și în afara spațiului mai erau ar mai fi dorit Ar mai fi dorit intre. au mai fost oameni Dar care doreau să intre. Dar regretul nostru al tuturor n-au putut. Aseară a fost un a fost o inovație până la urmă, da. un film al da. lui al lui Ion -Gopo Popescu -Gopo, Gopo. din 1962. Premiat la festivalul de da, la Cannes Can. Acum, eu îmi cu Gogo, nu cred că are nevoie de prea multă prezentare, dar. Da, ce să spun, e un film inovativ pentru anii respectivi și care și astăzi ne uimește. Și prin realizare, și prin da. tot ceea ce a însemnat sigur. modalitate de filmare, și. Sigur, sigur. Irina Margareta Nistor a prezentat exact. filmul la seară. Doamna Irina Margareta Nistor a fost prezentă și a deschis festivalul și trebuie să spunem de ce este o abordare creativă și inovativă, da. pentru că pe în timp ce rula filmul, formația COMA da. a fost cea care a... Uh, și a interpretat uh, uh, a, partiturile uh, muzicale da, partituri muzicale a încercat să, să facă o ilustrație muzicală pentru acest film din ceea ce au ei în repertoriu deci uh, au făcut un aranjament special pentru filmul s-a furat o bombă de la garnizoană ca să, <laughs> ca să fac și... un calambur. da, așa <laughs> Nu sunt înapoi și a rămas pe loc și să nu-i da. speriați. Da, da, da. Să nu-i speriem, <laughs> e vorba de un film. Da. Uh, uh, și uh, formația a uh, și-a dorit să vină în Timișoara și au studiat filmul foarte bine ca să poată face acest aranjament muzical. A fost o provocare, cred că a fost și, pentru o provocare și pentru ei, și pentru publicul lor care. Uh, I-au putut vedea și asculta în, și în această circunstanță. E primul cine concert la care participă. Eu cred că ei mai pot face, dacă vor, așa ceva, să prelucreze pe imagine și să adapteze, uh, să adapteze repertoriul lor uh, pentru cine concert. Asta este partea, uh, poate că o parte bună. Uh, da, acestei în, perioade, în general, deci uh, noi uh, în Timișoara am început cu, deci în fiecare an avem un cine concert în debut. Da, uh, vorbeam și de perioada asta care ne-a provocat pe noi acum, ne provoacă să ne adaptăm, ne provoacă să da. devenim mai creativi și până la urmă cred că și Publicul spectator este cel care sigur se va adapta și va, da. va gusta aceste provocări și va participa. Da. De ce? De ce mai vreau să vorbesc un pic despre festival? Continuă până duminică? Până duminică uh, continuă festivalul, da, cu filme la Grădina de Vară la Capitol. Vom avea în fiecare seară câte un film cu introducere. Vom vorbi despre film, despre temă, despre premiile pe care le-a luat, despre... De exemplu, astă seară este un film foarte nou care nu a fost încă văzut aproape nicăieri, nici măcar în Cehia, pentru că e un film cu participare cehă. E un film de origine cehă decât foarte puțin în acest an de pandemie, în general, filmele care au ieșit în acest an au avut o soartă foarte ciudată. Da. Unele au putut avea premiere, altele nu, circulă la festivaluri care există, că nu toate festivalurile există. Mai vreau să vorbim un pic despre uh, cum s-a făcut selecția pe perioada asta de criză? Um... Din fericire, noi avem un selecționer care e și directorul artistic al festivalului, Bogdan Movileanu, care e foarte în temă cu tot ce apare. El lucrează la Arhiva Națională de Filme și, în general, cunoaște toate noile apariții și s-a gândit mult la temă și el a făcut selecția acestui din panorama ce acestui festival deci ajută foarte mult omul care este conectat da, la tot ceea ce conectat. înseamnă partea de producție de film da tot ce apare nou nivel. și bineînțeles că nu a fost ușor să lege de temă tema noastră din acest an și vă recomand cu mare căldură sâmbătă, filmul de sâmbătă care e special legat de temă utopii, distopii, este vorba de utopia, distopia stalinistă, oh. un film făcut de Agnieszka Holland Mr. Jones, care a fost premiat la Berlin. Și e și ucrainean cu, în Ucraina se petrece acțiunea și puteți vedea acolo ce se întâmplă. Aș vrea să, să vorbim un pic. Ați, fost, ați avut mai multe a, pietre de încercare acum și mai da. multe, <coughs> și ca actor și ca actriță a Teatrului Notar, ați avut de suferit <coughs> pentru că și ați, a, a, ați fost nevoită să vă adaptați și să da. susțineți concert, pe spectacole. În aer liber, și da, sigur că pentru da. a nu îndepărta publicul și a nu vă îndepărta foarte mult de public în perioada asta impusă da, de, da, da. de restricții și de, de greutăți. Da. Totuși, arta și arta spectacolului. Poate să se adapteze, trece printr-o transformare. Da, Va fi altfel. După a, perioada asta am învățat ceva. Am învățat să noastră. apreciem faptul că ce am avut. Am învățat să apreciem cât de fericiți eram înainte când nu trebuia să ne fie frică de acest virus criminal. Uh, am încercat să existăm pe Zoom în diverse forme online am avut am reluat spectacole am jucat am și repetat în perioada de urgență tot deci online au învățat totul, să da să fac repetițiile? Da, repetiții online, foarte interesant lucru. Cu indicații <laughs> regizorale? Cu indicații regizorale, sigur că da. Dar fără decor neapărat. Da, a... fără decor neapărat au fost repetiții pe care pe urmă le-am reluat live în momentul în care am putut să ne vedem unii pe alții da. face to face. E foarte greu, nu e același lucru, adică teatru înseamnă în primul rând viață, da. emoție și energie energie schimbată. direct Corect, pro conectată la... propagată, direct, adică și spectacolul live, în general, vorbești și de concerte și de alte forme de artă care Chiar necesită prezența fizică. Chiar și de a viziona prezența filme fizică. în care, de exemplu, cum este festival. Da. Una este să fii conectat la o mulțime de oameni și Uh, Așa alta e să vezi un film acasă. Da, bineînțeles. Uh, și sunt mai două ales... lucruri complet diferite și abordările diferite. Sigur, un că, dar sala de cinema, altceva. chiar și cea în aer liber, e cu totul altceva. Și transmite uh, altceva, te conectezi altfel. Bineînțeles că te conectezi altfel. Vezi uh, filmul altfel, îl asculți altfel. Plus că noi oferim și dezbateri, vorbim despre film înainte și după film, în momentul în care avem invitați, ceea ce se și întâmplă, și anul acesta avem invitați la filmele românești, pentru că, din păcate, din afara țării nu am putut aduce pe nimeni în acest an. Dar promitem că vom aduce creatori anul viitor, când lucrurile sper să se îndrepte și să putem și să relaționa să... și în spațiul acesta central european pe Ce care facem? vrem să-l promovăm pentru că, asta pentru că ne dorim foarte mult ca arta să nu dispară din viețile noastre și ca publicul să nu să nu se îndepărteze și să nu ah. să nu pierde gustul dacă, mai mult dacă putem să atragem cât mai mulți oameni pentru că de asta ne și propunem și noi să Uh, apropiem da. oamenii de informația despre festival, despre cât de importante sunt aceste momente de deconectare. Uh, și deconectare și de Și deconectare pe de conectare parte, la cultura la, uh, la ceea ce fac alții, la ceea ce gândesc despre ceea ce da. gândesc alții, la uh, câteva crâmpe din realitățile și din uh, viețile altora și din gândurile altora. Putem să găsim în artă o formă de exprimare a celor de lângă noi, și altora mai de înțelegere a vieții în definitiv, de înțelegere a fenomenelor pe care le trăim și pe care le vedem înțelese și de ceilalți într o formă artistică, ca să spun așa. E este important pentru că arta include atât informație, cât și emoție, uh, și cunoștințe, și uh, întrebări și concluzii și, uh, și. Și obligatoriu totdeauna continuitate pentru că mintea umană totdeauna este prolifică și da. Pune și încearcă să redea parte din experiențele de viață ale fiecăruia dintre, dintre oameni da. și celor implicați, încearcă să culeagă din experiențele celor mulți. Haideți să, vreau să vă întreb, tehnologia, cea la care am, care am apelat în ultimul timp mulți da. dintre noi. Da. Vorbim că și vorbeați și dumneavoastră că ați făcut petiții pe Zoom. Da. Uh, Va avea un rol important în următorii ani, chiar și în teatru, Eu cred chiar că și da. festival? Eu cred că da, pentru că informația circulă mai repede și putem să, să ne folosim de această tehnologie, nu să ne coordoneze tehnologia viața, să o folosim noi pe ea ca să putem merge mai departe. Nu să ne singularizeze, să ne închidă în casă pe toți. Nu la asta mă gândesc, ci doar să o folosim pentru a avea sculta mai a multă informație. De scurta a, distanțele și de. A, da, dar. De a facilita a, ajungerea informației într-un timp mai scurt. Mai ziceți, scurt, asa, sigur că și? da, și, și de a lucra într-un fel. De dacă a lucra mai, mai repede și mai mai uh, eficient, zic eu, dacă lucrez mai repede, dar uh, a nu se înțelege singularizarea și, și izolarea umană. Și exclusivitatea tehnologiei. Uh, și în exclusivitatea, de favoarea, în defavoarea prezenței fizice, sigur că da. Uh, dacă ar fi să. Să facem o proiecție pentru următoarea ediție a festivalului. Da, e. Ca, ne așa ca, acum. Să, ca să aruncăm un pic. E bine de acum să dăm, să da, dăm o da, temă. Da. Ce mă ar trebui să, să aștepte oamenii în linii mari? Nu lăsăm tema să se da. dezvolue mai târziu pe parcurs. Aha. Da. Uh, vă gândiți la <laughs> prezențe, de exemplu, anul trecut au fost da. prezențe străine și au fost, uh, ați avut un... Uh, da, din Singapore uh, din Singapore, am uh, focus pe Singapore uh, anul uh, trecut. Uh, da. da. Acum, colegii mei, sigur, din energia de emisie o să da. Râdă, pentru că uh, numai ei... Un tânăr creator, da, uh, da, Și recunoscut la nivel de da, da, da internațional. Și la universitate. Și, Dar... Uh, uh, Anul acesta au sunt prezenți și tinerii În festivalul dumneavoastră Da, deci sunt prezenți uh, și tinerii Deci în fiecare an avem Premiul Radu Gabrea care se oferă Unui film de diplomă studențesc uh, uh, Filmele vor fi Sunt selecționate tot de Bogdan Movileanu și vor fi prezentate La Faber vineri uh, Cele uh. 10 filme uh, 6 6 sunt 6 că sunt mai lungi Uh, șase filme studențești dintre care unul dintre ele va, va lua premiul Radu Gabrea uh, unul din filme selecționat de un juriu avem un juriu care oferă acest premiu și în fiecare an am avut filme studențești aici la Timișoara. Eu vreau să vă întreb studenții, pentru că în Timișoara de exemplu este facultate de uh, regie de teatru și film da? Uh, sigur sunt tineri care ar dori să, să participe cu. Dacă ar fi să fac, există această posibilitate pentru tineri să se înscrie? Da, uh, pentru anul vorbesc. Pentru anul noi am avut și prezențe din afara țării, adică din spațiul central european, tineri creatori care au participat. Sigur că poate participa oricine și din Timișoara. Și de unde pot să se informeze despre ceea ce înseamnă uh, înscriere? Sau pe pe, pe uh, site-ul festivalului va apărea pentru anul viitor uh, un formular de înscriere. Anul ăsta avem însă un concurs, un mic concurs pe care l-am avut și anul trecut și acum doi ani, No Kidding, care se adresează, uh, însă se adresează tinerilor și adolescenților uh, care pot face un mic film de 5 minute cu telefonul și să-l trimită pe site-ul festivalului. Este tot un, un premiu în bani care poate fi obținut de filmul câștigător. Este cu, în fiecare an cu temă și anul acesta, deci pe site-ul nostru, apare nou kiding cu tema despre pandemie. Și Cum văd copiii și adolescenții această... Și limita de vârstă care a fost? Limita de vârstă este 18 ani. Deci, deci până în, da, în majorat. Da, până și dacă în majorat. ar fi tinerii, tinerii realizatori de filme, tinerii creatori de, de artă, care să le, să le indicăm și să le spunem de acum start pentru la anul să realizeze un film? Pentru că totuși un film necesită o pregătire. Da, bineînțeles. Um, pentru cei care vor să facă film pentru secțiunea de, de filme studențești, exact. nu pentru No Kidding. No, no, no Kidding pentru no este Kidding. filmul e pe telefon de 5 minute e cu Și totul pentru altceva. ceilalți care doresc să facă un film, care ar fi durata, care ar fi păi, genul? Este vorba de short, de filme scurte, mm -hmm. care pornesc de la 10 minute până la jumătate de oră, deci... Deci poate să fie, da. pot să fie și nu se, nu se încadrează într-un anumit tipar, numai în tema care va fi aleasă. Da, tema care va fi aleasă. Când Am tema? câteva. Păi m-am gândit ca să le spunem este... Și uh, uh, să cred că la anul vom încerca lifestyle. Oh, ce, oh, ce generoasă temă! Da, da. generoasă da. tema. Pentru că mă gândesc după acest an complicat, Generoasă Unde vom tem, din, din toate perspectivele stilul de viață, nu? Da. Generoasă tema și stilul asta ar putea, viață, să fie, da. ar putea să fie o provocare mm. pentru mulți dintre, da, dintre da, tine. Da, da. Fie că lucrează în televiziune, sunt mulți fie, dintre, chiar și dintre colegii mei, sunt cei care își doresc să, să creeze. Eu am vreo doi în mm. preajmă care își doresc foarte mult să să m-am gândit, filmulețe. Bine, la această temă m-am gândit eu mai de mult, dar am zis că să trecem prin mai multe teme înainte până la Și Dar cred că ne-am copt suficient ca să ajungem la tema stilul de viață. Asta înseamnă că se poate, puteți să vă, <coughs> să vă pregătiți, să scrieți scenarii, să scrieți, să faceți partea de Simul. idee, să o creionați. Și uh -huh. când se, și să urmăriți site-ul Festivalului de Film Central European, unde veți găsi la un moment dat tema. Daniel, o să te rog să ne mai dai și cel de al doilea filmuleț de la lansarea de aseară a Festivalului de Film Central European 2020 cu tema utopii, el se va desfășura până vineri. Dacă, dacă mai, până duminică. Până duminică. -mă. mă gândeam și că o să vine... vorbim după aceea și despre focusul de anul acesta. Eu vreau să vă întreb că vineri este un alt moment în care o să fie câteva prezențe notabile. Că de asta am spus vineri. Da. Era urmă... Deja parcursesem întrebarea da. și conținutul. Uh, porfin Timișoara. Da. Uh, regis regizorul Dorian Boguță, regizorul și actorul Dorian Boguță și Irina Rădulescu. Irina Rădulescu, ei sunt uh, protagoniștii. Care vor veni uh, uh, Boguță este în calitate de regizor cu primul uh, cu debutul filmul filmul urma și Irina Rădulescu actriță în film. Și este filmul premiat la Latif pentru debutul la da, anul, la anul acesta, da. Și mai vine uh... Uh, și duminică în momentul în care vom prezenta filmul lui Cristi Puiu, Malcrog, care e legat tot așa de tema noastră utopii, distopii. Uh, filmul lui Cristi Puiu va fi la Grădina de Vară Capitol uh, Duminică la 19.30, tot așa începem, pentru că se face și închiderea festivalului, se oferă și premiul Adu Gabriel înainte, și va urma filmul Mancrog în prezența actriței Marina Pali, care joacă în film. Am aflat și de, prezențele câtor, de prezența câtorva dintre actorii și regizorii. Uh, Sanda Vișan. Sanda Vișan este uh, critic de cinema da. și de teatru uh, și va fi și a fost realizatoare TV. Da. Uh, va fi prezentă uh, începând de mâine, începând tot de mâine de pentru că uh, va participa, uh, Este face parte din juriu pentru filmele studențești. Deci... Uh, cel care va oferi premiul. Și atunci, duminică, se va afla și câștigătorul da, firmelor studențe și la secțiunea de. de și filme la secțiunea scurte No, de kidding, no da. kidding. Bine, păi eu îmi doresc să ținem aproape și să putem să fim cei care vom oferi informații și despre festivalul. Trebuie să vă vorbesc înainte da, de a sigur. Închide despre focus. Exact. Anul acesta avem focus pe Irlanda. Uh, și ambasada Irlandei a fost deosebit de, de uh, amabilă. Ne-a adus două filme uh, despre istoria Irlandei în general și legat de temă, utopii, distopii. Uh, va veni consilierul cultural al ambasadei. Uh, filmele irlandeze pot fi văzute la Julius Mall Garden. La plața, da. în grădină, da. afară. Deci, safe pentru toată lumea, noi respectăm. Absolut, toate, toate spațiile sunt asigurate și respectă normele. Normele de sanitare. sanitare. Da. Și, uh, și uh, de va fi prezent domnul uh, profesor doctor uh, Radu Carp, istoric. Uh, care va prezenta uh, acest focus pe Irlanda. Și, bineînțeles, să nu uităm că Galway din Irlanda este, capitala... este în acest an Capitală Culturală Europeană culturii, da. și legăm și de Timișoara, care va fi Capitală Culturală Europeană. Și, uh, da, dacă va fi în 2023, se pare după ultimele știri. După ultimele știri, Știți, da. vom vedea. Cred că, că, <coughs> că nu 2022, cred că 2022. Nu, 2023. 2022 2023. va fi novisadu. Da. 2021 este novisadu, novisadu după aceea... Da, au păi urmează... s-au amânat s -au, multe, s-au amânat pins. cele care da. au fost... Și în 2023 acesta. urmează să fie propunerea destul de avansată și, da, și este Timișoara va fi în 2023. A rămas un vot final, dar care am înțeles că e deja o decizie luată. Aproape luată, da. da. Uh, dacă ar mai fi să mai adăugați ceva despre anul acesta și despre uh, Despre proiectul anul acesta de uh, uh, doresc să vină oamenii... Uh, să nu te teamă să vină la proiecțiile pe care le avem și la discuțiile pe care le avem, să participe la discuțiile pe care le avem, pentru că este important să fim conectați unii cu alții direct. Ați simțit o reținere? Știu că ați beneficiat de sprijin al autorităților da, și al sigur. Unor parteneri, uh, tradițional Avem deja. Noi, bineînțeles, că facem acest festival cu sprijinul primăriei din Timișoara și, cu, în primul rând, și pe urmă, sprijinul Centrului Național al Cinematografiei. Uniunii Să vorbim că este sprijinul de Consiliul Local și, da? și Consiliul Local Timișoara. Uh, și uh, bineînțeles uh, un uh, sponsor al nostru permanent este Federația Comunităților Evreiești din România și bineînțeles și alții care ne-au sprijinit să facem acest lucru. Și pe cărora festival. le mulțumim foarte mult că se implică în tot ceea ce înseamnă artă și susținerea uh, producțiilor uh, de film care uh, Beneficiază de un sprijin mai sigur, că mai. Da. Avem parteneri și un ATC-ul și. Uh, este și firesc. Da, e normal. Să susțină, că universitatea. Să susțină astfel de, de producții. Vă mulțumesc foarte mult! Vă doresc să aveți un an intens de pregătire, da. să iasă un festival bun la anul, da. iar acesta bun să aibă succesul, succesul scontat da. și poate și neașteptat. Da, poate neașteptat. În orice caz, a debutat foarte bine aseară. Lumea s-a bucurat foarte mult de acest cinecon. Și vă dorim să, să. și le dorim tuturor să se bucure în continuare. Chiar și dacă nu sunteți din Timișoara, puteți să veniți să vedeți niște filme uh, frumoase și să trăiți atmosfera uh, unor discuții pe teme de cinematografice și, de ce nu, pe teme de. Se, unde se vorbește despre utopii da. la, la Timișoara. Vă doresc numai bine și nu uitați de filme și de art. Mulțumesc!